dacă vreți facem o pauză, că deja cred că a trecut o oră academică de mult, nu? Chiar de două. Să nu... O oră balcanică. O oră balcanică chiar, da. Fără ceas. Pauză, du-te, te rog, și adu carina balcanică. Așa. Revista noastră care trebuie. Povestește despre revista până aduci tu revista. Unde ți... Da. Uite aici. Unde ai cheile? Domnul Anghelescu, domnul Mineralu, pe lângă alte preocupări, să zic așa, scot și o revistă, Carmina Balcanică. Revistă de cultură balcanică sănătoasă. Încercând să traducă cam tot ce, hai să zic, ajunge la, știu eu, la editurile mari, nu doar de aici, ci și din alte părți. Adică poeți discreți, autentici, din tot Balcanii, adică a început lumea și sunt la șaptea sau... Și nu numai poeți. Și nu numai poeți, ci și sunt, eu. Acum pregătesc numărul 13. Sper să nu fie cu niciun fel de... Da. Da, am început acum 6 ani. Ideea a fost așa, sau începutul. Orice are un început, o istorie, și îmi place să-mi amintesc, în cazul nostru, cum a fost. Am fost invitată la Galați Brăila și acolo, cunoscând mai mulți scritori localnici, Dan Anghelescu este de fel din Brăila, dar sigur e bucureștean, și l-au rugat pe el, alți colegi din zonă, să-i ajute să scoată o revistă pentru Brăila chiar. Și el, știind că eu mă pricep să editez o revistă, pentru că la New York și în continuare din 2002 sunt redactorul șef al unei reviste, Lumină Lină, Gracious Light, și pentru că am lucrat o perioadă la ziarul Lumea Liberă, ca redactor de la New York, în sfârșit mi-a propus, uite ce mă roagă, concitadinii mei, care eu am sărit de 2 metri în sus, încă o revistă, prea multe reviste, nu se mai poate în niciun caz o revistă la Brăila, nu. Și, dar ce-ar fi, în clipa aia m-am gândit, să scoatem o revistă pe spațiu balcanic. Eu știind și văzând și în America și știind că sunt astfel de reviste, dar politico-istorice, nu culturale. După știința mea nu sunt. Și după confirmarea unor importanți profesori americani sau din alte zone care mi-au spus că este unicat. În sfârșit, poate nu chiar așa, dar cel puțin deocamdată atâta știu. Așadar, am gândit fiecare număr dedicat unei țări, sigur, nu în exclusivitate, am început firesc cu România. O să vedeți, revista are format carte, are 200 de pagini, nu depășim. Are absolut toate materialele în limba maternă a autorilor și engleză, cel puțin din punctul ăsta de vedere, clar este unical. Așadar, este polilingvă. Am încercat să avem chiar toate limbile balcanice în revistă. Are mai multe secțiuni și anume studii. E scoasă tot la Icon. Da, și ultimele numere. De câtva timp colaborăm cu Vali și suntem foarte, foarte mândri și foarte invidiați de alții pentru valoarea revistei și pentru aspectul ei. Îți dau și ție una sau îmi dai tu mai mult? Deci, pe lângă studii și eseuri, avem poezie, avem recenzii de carte, prezentări de carte, uneori interviuri. Pot să dau un exemplu, un interviu cu totul special, nu mai știu ce număr este, cu un profesor din Statele Unite, de la Georgetown, care este de origine sud-american, care a făcut cel mai bun manual care există de limbă albaneză. El predând la Georgetown, bineînțeles pe lângă spaniolă și limbă albaneză. Și interviul este făcut de o româncă, profesoară la Georgetown University de 40 de ani,
professore emerit per Statele Unite, la preda limba letteratura francese, civilizație franceză, Aurelia Roman. Și Aurelia i-a luat interviu acestui profesor. De asemenea, cu, eu știu, cu Gyula Mola de la Constanța, tată Reicher, este un interviu făcut de Maris, pentru că noi suntem, de fapt, patru persoane care facem această revistă și în patru puncte cardinale ale României. Știind noi România, aici este Craiova, aici este București, deci eu locuiesc la Craiova, dar Nagelescu la București. Marius Chelaru locuiește la Iași și după aceea noi trimitem la Cluj și ne întoarcem la București, la Vali Ajdera. Revista a fost lansată în multe, multe dintre zonele culturale din Balcani și nu numai. Adică am prezentat-o la Universitatea din Ankara, am prezentat-o la o universitate din Albania, Vlora, la Uniunea Scriitorilor din Belgrad, la Uniunea Scriitorilor din Niș, la Skopje, la Uniunea Scriitorilor. Nu știu, dacă poate, în sfârșit, mai sunt și alte zone unde poate nu le-am uitat de moment. De asemenea, am avut workshop special în Malta, de asemenea. În Malta am avut o prezentare a revistei Carmina Balcanica la o sesiune internațională, la o conferință internațională. Iar recent, pe 4 august, cred, 4-5 august, în Portugalia, la Porto, la conferința internațională International Studies of European Ideas, deci de studii europene, am avut workshop special Carmina Balcanica și Melosul Balcanic. Și în redacția revistei, pe lângă noi, despre care am vorbit înainte, sunt scriitori, profesori universitari, academicieni chiar, din țări balcanice, dar și din Statele Unite. Pot să amintesc academician Katica Kiulavkova, care este și vicepreședinta PEN Clubului European și care este profesor la Universitatea din Skopje, academician Răzvan Tăldorescu, și care, sigur, a și contribuit, iar omul de la care am primit sfaturi și care a fost număr de număr prezent în revistă, este cel mai important balcanolog al nostru, profesorul Mircea Mutu de la Cluj. Revista are și fotografii în mijloc, color, și de asemenea ce pot să mai spun este că am axat-o pe câte o țară și ultimele numere, sau cele mai recente, le-am dedicat culturii minorităților din România. Și am început alfabetic cu albanezii, avem la armeni și un fragment și în engleză din Cartea Șoaptelor. Și acum am ajuns la polonezi, mă străduiesc să iau legătura cu comunitatea. Cu unele comunități a fost extraordinar de bună colaborarea. Noi ne dorim decât să îi promovăm pe ei, fără să le cerem absolut nimic. Unii sunt destul de reticenți și nu știu cum să spun, nu vreau să spun mai mult. Alții deosebit de încântați și atunci ne-au trimis materiale și am avut ce publica, evident. Oricum am avut ce publica, dar la unii mai mult, la unii mai puțin. Vorbesc de comunități, pentru că în partea a doua, miscelanea, am publicat, sigur, și altceva decât comunitatea la care... Da, pentru că m-am mai întâlnit, mă și gândeam de unde vă știu. Da, mă gândeam de unde vă știu, pentru că eu am fost și când la târg, da, la Gaudeamus, și am vorbit cu doamna, care te vizită în clipa asta. Domnul Luisa Savescu. Exact.
Și de ce vrem să facem, s-a nimerit așa că suntem la P și am vrea să terminăm numărul și să-l lăsăm acum în octombrie, dacă va fi la Craiova până la urmă sau nu va fi la Craiova, marea celebrare sau nu știu cum să spun, nici comemorare, nici sărbătorirea a 75 de ani de când guvernul Poloniei s-a refugiat la Craiova și domnul ambasador ne-a promis articol. Am mai avut și de la alți ambasadori, al Macedoniei, al Albaniei, am avut articole în revistă. Domnul ambasador ne-a promis ferm articol și ca atare sperăm să lansăm revista în cadrul zilelor cumva cu studii poloneze, dacă va fi până la urmă la Craiova, că aici sunt niște probleme pe care dumneavoastră probabil le știți, dacă nu mi le povestesc eu. Așa. În frumoasa tradiție românească, muzeul de artă, unde, care a fost muzeul Casa Jean Mihai, Palatul Jean Mihai, care se renovează și se tot renovează și domnul ambasador și guvernul, cine va veni, președintele sau cine va veni, dragă delegație din Polonia, ar vrea să fie întâlnirea și expoziția exact acolo, la muzeu, pentru că acolo au fost găzduiți. Și, din păcate, meșterii nu mai termină. Dar și atunci, Cica, s-a învățat, dar încă au lucrat la încălzirea centrală. Da. Ei, acum se reface după cutremurul din 77 și e o lucrare de mare învergură. De 37 de ani, doamne. A, bine, sigur. Da, era și cutremur pe masă. Și am vrea să facem, și mai avem un proiect care probabil că o știți foarte bine, pe Magda Filarit. Magda este fosta mea studentă și normal, dar a mea la cursul de repare și după aceea eu o ajut și la mine acasă toată ziua. Și cu Magda acum terminăm. Mă rog, am terminat și poate că o să vă cer sprijinul după aceea, cumva, o antologie de poezie română-polonă și selecția a fost director șef de revistă. Asta, așa, un criteriu. Altfel, nu mai terminam cu poeții. Poeți director. Poeți director, director poeți. Și sperăm să lansăm, pentru că la Craiova s-a înființat cu mare pompă centrul cultural pe care îl conduce Magda și Luisa Polon. Deci cam acestea. Revista și vă așteptăm, sigur, cu materiale, cu articole, cu poezii. Al doilea volum sperăm să fie direct poeți. Nu director, direct poeți să vii și la doar. Da, e bine să... Să ai un criteriu, să avem și, da. Nu poți să, altfel sunt... Mai de mult când venea cineva străin în țară, nu întreba că cineva străin, mă refer la un om cu funcție într-un alt stat. Nu întreba de ministri, de președinți, întreba de cine e directorul Teatrului Național. Da. La prima întrebare. Da. Și făcea o imagine despre țară. Cum era starea teatrului, nu greșea nu. Cam așa era și starea țării. Da, cultura. Da. Teatrul muzeului se imediat, dacă treci de partea la alta ușii. Da. Dacă îmi spuneați, poezia salvează, nu? Eliade, parafrazându-l cumva pe Naionescu, o națiune se salvează prin cultură. La poezie mergem un pic mai departe. Sperăm că noi v-am salvat azi de la 2-3 ore de... Și de ploaie. De ploaie, să zicem. Ploaie, sigur. Despre toate în ploaie. Da. Vă mulțumim. Și noi. Sperăm să ne vedem cât mai des. Da. În spații mai mici, mai mari. Nu contează important să ne vedem și să vedem cu roade. Da, și mai ales că suntem familia Icon. Mulțumesc. No.
mulțumesc, mulțumesc și pentru asta. Așa este.